Dar tot acolo muncești? Da. Am făcut 4 luni. La depozit, parcă, nu? Da. Dar de ce a rămas aici și nu știu? Nici nu e nimic în apa asta. Păi da, eu n-am văzut să-ți arate ceva spre apă, tu poate îți arată altceva la tine. Nu. Dar nu scrie undeva ce ar trebui să faci. Păi, nu scrie nimic. Am luat-o pe aici, pe sus, ia. Ia că am găsit. E ce fac cu pastile astea, gen, am și... Da. N-are degeaba 60 de giga. Adică mă așteptam la mai multă grafică, până la urmă. Asta la mai multă, la mai puțină grafică. De giga are? Mă așteptam la mai puțină grafică, la 60 de giga. Adică GTA-ul are 100 și ceva și n-are grafica așa. Mă, dar se împiedică așa, m-am împiedicat de piatră, să vezi cum făcea. Da, am văzut de tare pe chestiile astea. M-am prin apă, gen trec o râu acum și mă ia apa și trebuie să țin clicurile apăsat ca să se echilibreze. Ții contra. Să se echilibreze el, să se țină așa de ghiozdan. Și se ține în echilibru așa. Dar merge mai încet așa. În 24 de chile pot să car până la 140. Ce dracu e omul ăsta? Cât care el în spate. Da, da, o să meargă foarte încet la... Nu cred că pot să mai alerge cum alerge acum de... Am ajuns la niște clădiri. Ceva pe aici. Noapte bună. Hai să somn ușor. Mersi, prima trei sunt în picioare. Patru ore. Asta cât din 4, 5 ore. Hai că te odihnești în 5 ore. Mamă, dar cât alea am pus aici.
Sam, he's our man. Önce cimini seyredebiliyorum. Înțeles, mă. Am încercat, dă-ți pe un caracter, mă, să-l înveți. Oricum, la unul m-a spart. Joc de 20 de minute și abia acum mă mișc. E, cum sunt filmele astea de pe urmea, cu pământul, cu distruge, cu salvări. Asta sunt what took you so long? It's not like the legend to come in late. Had to wait out the storm. Sounds like you've been through the ringer. Luckily, our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Da. Aici trebuie să aștept. Igor, Bridges Corpse Disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Tuckerman said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Nu știu dacă a sunat sau nu. Come and take a look. Got a date with the incinerator. How long since he flatlined? You don't know the exact TOD, but
I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with PTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. You put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Roll out! Mai că vreau să dau și urmă de data mai mare. Nu se vede bine cu ce mare mă vede. Well, the world was different when I was a kid. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well please. No need for couriers like yourself. You had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to... Nu vreau să-l aud, că vreau o dată să dau să... Mamălui... Trece aici, nu se da schimbare, dar eu fără cum uite. Trebuie să mă ieșeam că se schimbare de aici. Thank you.
is falling down, my fair lady. Este Arturul. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last. Iar doar eu. Oh, you're awake. So, how does it feel to be back in the world, living?